Bună seara și bine v-am găsit la un clip special, astăzi facem ceva ce n-am mai făcut de o grămadă de timp pentru că am la dispoziția mea 6 key și 6, mă rog am multe cutii, știți și voi asta dacă sunteți pe stream, dar am 6 key și mi se pare șmecher pentru că pot să fac un case opening, să vedem ce-mi pică uh, și plus că după ce deschid de 6 ori mai îmi dă uh, Mythic Essence ăsta, ceea ce strângi și... Poți mai iei alte chestii dacă vrei, ceea ce i tare, mă rog. Uh, hai să vedem. Unde mă? Aici, deci o să folosim, cheile la Masterwork chesturi. Și astea sunt ok, dar cred că la Masterwork sunt cele mai bune. O să le deschidem una câte una, let's go. Dați voi un like acolo. Emumu. Am mu doar că e emo. Nu sunt foarte încântat cu prima deschidere, de ce să vă mint. Foarte, foarte nu-i pe, pe, gustul meu, nu-i pe gustul meu. Hai, Bă, asta e destul de tare, nici nu știu, știu dacă am skin, nu cred că l-am. Ia să văd, nu cred că l-am. Cel mai probabil le dă în reroll la toate, dacă niciunul... Pardon, dacă niciunul nu-mi place. Ce, uite, program... Lisandra, ce să joc eu program Lisandra? E mumu. Hai că n-am skin pe am, adică am de fapt un skin pe amul. Din nașpa. N-am niciunul, nici mai știu. Dacă îmi vine vreunul șmecher, poate îl păstrez. Dar hai mă, hai. dă -mi și mie ceva ca lumea. Ăsta da. Ocean Song Zeri. Serii și Neon în Valorant, cum veți voi, aceeași persoană. Dar skinul ăsta e șmecher. Lui ăsta îi dăm upgrade-ul permanent skin. E foarte șmecher skinul ăsta. Mai ales că, recent, pentru cei care nu știți, m-am mutat să mă joc pe adicherii. A început să-mi placă foarte mult. Și cred că o să Rămân pe aia de Din păcate, Nio în momentul ăsta fără Lulu sau Yumi nu merge. deși Yumi e destul de slabă acum că au nărfată, Mă rog, comparativ cu cum era înainte, da, nu e slabă. Dar e foarte tare skin oricum. Upgrade! <coughs> Pardon. What the fuck? Skin epic. Marfa, marfa, marfă, marfa. Hai să mai avem 3. Ce ne dă? Nu știu mai ce am un nas. No. Da. Nici nu ne interesează. Next. Oh, e legacy content. Legacy content mie mi îmi place, pentru că teoretic nu le poți cumpăra. Adică nu le poți cumpăra de pe shop. Legacy. Ce e legacy content nu le mai poți de pe shop. E tare, nu prea joc eu popi, dar nu e rău skin nu? Oricum, uite, mi-a dat astea 5, frumos, ca la băieți. rigor, de astea. În teoretic urmează un random 175 plus skin și ar reward la 15, dar nu ajung la 15, cum mai avem doar unul. Poate data viitoare, vedem noi. Am mă, și ultima, dăm ceva ca lumea. Uuuu. E pe Nasus, eu nu prea sunt jucător de Nasus. Adică merge și Nasus, dar... Gen, n-am nimic de Se zice că ăsta Starbridge... mergi... Pardon, zice că ăsta... Nu știu ce am tot sughiți și râgâi. Bine, tocmai am mâncat, de deci, ce cumva... Um să zicem că ar merge, dar parcă nu merge. Că nu e action chiar de carry. Deci nu -n -n o să păstrez niciun skin dintre astea. Probabil le dăm rilor la toate. O să le dăm la astea proaste prima dată, să zicem astea. A, dar n-am 6, am 5. Nu știu să număr. A... Ok, să zicem că îl păstrăm pe asta cu... Hai să dăm la astea prima dată, vedem ce este. Băi, super tare skin -ul. Legacy content, DWG, Nidale, da nu joc Nidale. Este un campion greu. E funny. Dar e foarte greu să joci Nidale în jungla. Dar poți să o țin. Oricum e tare să rod, rod tot skin-ul. Știți care e marele păcam în Havaș? În loc să îmi dea un skin pe un campion pe care n-am. Te-am pe Nidale. Tot primit de la ei. Tot Legacy. Da. Da. No? Cinci da. Cinci skinuri? Da. Cinci skinuri pe Nidale. Marfa. Nu că nu-mi place. Dar. Voi am. Gen, nu știu, Snow Moon, Caitlyn. Uh, știi ce zic? No, uh, nu, stai. Numai nu mai collection. All. Unde mă? Released. Dar nu mi A, nu, astea doar ale mele. Vreau să vă arăt uh, Snow Moon, Caitlyn. Dar cred că știți oricum cu toții. Gen. Ia. Yeah. Caitlyn. Snow Moon, Caitlyn. Poate un Better Academia dacă am noroc, deși șansele mici. Uh, gen, ce mai e, mă? Nu. Ezrealam? Da. Varus? E. Eh. Xaia? Arcana Xaya sau Brave Phoenix? Sunt multe, multe chestii care poate să... Da, da. Azi zis joc să nu. Calista? Nici n-are skin Calista, nu? Mamă, și asta, soraca mi-ar plăcea, de ce nu? E, foarte și mai ales să a spirit blossom. Un pic de iertare. Sun Iter Kale. Sunt multe skinuri mechere. Sau ceva pe Kaisa. Cred că am primit un skin nou pe Kaisa sau mi se pare mie. Nu cred că am, nu-i așa? Show uh, owned. Gen, l-am pe care l-am primit și e foarte și la fel și pe l-am primit. N-am cumpărat niciunul dintre Doar mi-au venit de la chesturi. Dar e foarte tare Star Guardian Kaisa. Și asta e destul de ok. Și la gună asta mi se pare tare. Cred că e al treilea cel mai tare. Și arcade, ok. Dar asta e cel mai fiță, că e 1820... 1800 parcă sau 1300. Nu știu, dar arată foarte bine skin-ul. Bă, cam atat cu videoclipul. Videoclip scurt și la obiect. Ați înțeles ideea. Uh, sper că v-a plăcut. Eu am văzut Alex. Ne vedem data viitoare. Vă pup!